Care sunt factorii care previn vârfurile glicemice după consumul de carbohidrați? 1. Forma solidă a carbohidraților. Un suc proaspăt crește mai puțin glicemia comparativ cu un fresh. 2. Carbohidrații bogați în fibre, precum legume, leguminoase, boabe, variantele integrale de paste, orez, prelungesc timpul de absorție a glucozei, aplatizând creșterea glicemiei. 3. Momentul consumului, în timpul sau imediat după mesele principale, când în stomac există deja alte alimente, 4. Modul de consum. Niciodată singur, de preferat, combinați cu grăsimi, proteine sau fibre. 5. Temperatura preparatului. Alimentele cu amidon consumate după răcire întârzie vârfurile glicemice datorită amidonului care devine rezistent la digestie. 6. Modul de preparare. Cu cât un aliment este gătit mai puțin, cu atât digestia lui va fi mai întârziată. De exemplu, pastele al dente. 7. Modul de depozitare. Dacă mănânci un aliment cu amidon după ce a fost congelat. 8. Structura amidonului. Leguminoasele boabe, precum Fasolea, mazărea se absorb mai lent comparativ cu cartofii, pâinea, pastele pentru că amidonul nu-și modifică structura după gătire. 9. Sportul. Glicemia scade independent de acțiunea insulinii. 10. Oțetul de mere consumat cu carbohidrați are impact favorabil asupra glicemiilor.